vrea și eu să mă alătur fraților anilor domn, să mă alătur corului, să mă alătur bisericii, să mă alătur întregii lucrări din seara aceasta și să spun binecuvântat să fie Tatăl. Amin. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos. Amin. Și binecuvântată să fie puterea Duhului Sfânt. Amin. Preobiți frați și preobite surori, este o bucurie pentru noi să fim în casa Domnului în seara aceasta și potrivit mesajului și subiectului pe care îl voi aborda în seara aceasta, doresc ca Domnul să lase har. Amin. În direcția aceasta și în sensul acesta vă invit să vă ridicați în picioare și vă invit să urmăriți cu mine în Cuvântul lui Dumnezeu, în Epistola lui Pavel către Tit, de la versetul 11 din capitolul 2, pagina în Sfânta Scriptură 1173. Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 2, versetul 11, de unde vom citi 4 versete. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Amin. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile și vreau să mărturisesc bucuria pe care o am, auzindu-vă la versetul 13 și anume, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavii mari din Domnul Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, să fi spus amin. 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 Faptul că la versetul acesta și faptul că vis-a-vis de acest mare eveniment și vis-a-vis de această realitate și acest adevăr ați spus amin într-un mod convins, este un motiv de bucurie pentru mine și este o dovadă a faptului că în locul acesta există oamenii al lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Dragii mei, în seara aceasta am citit un text din Sfânta Scriptură pe care cel mai probabil și cei mai mulți îl cunoașteți. Este un cuvânt cunoscut care în introducere vorbește despre harul lui Dumnezeu. În sensul acesta, spuneam în introducere, potrivit cuvântului care va fi, doresc ca Domnul să lase har. Amin. Și potrivit textului acestuia și subiectului acestuia se naște în mod natural și spontan o întrebare. Vă place și iubiți harul Domnului? Amin. Cui nu-i place harul Domnului? Cui nu-i place acea atmosferă de har? Acea prezență divină, acea atmosferă cerească? Acea prezență în care Duhul Sfânt se coboară și cercetează inimile. Tuturor ne place harul lui Dumnezeu. Și doresc, repet, ca Domnul să lase har și în continuare. Amin. Însă, dragii mei, aș vrea să vă spun ceva potrivit textului pe care l-am citit din Cuvântul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne responsabilizează foarte mult. Un amin. Și poate încetul cu încetul ajunge majoritatea sau chiar toți la convingerea că harul lui Dumnezeu ne responsabilizează foarte mult. Amin, Doamne. Amin. Și pe măsură ce harul lui Dumnezeu se coboară în adunare și se manifestă, acest har tot mai mult ne responsabilizează. Amin, Doamne, dă-ne biruință. Pentru că la un moment dat spune Scriptura că harul lui Dumnezeu ce face? Ne învață.
În alte cuvinte, de fiecare dată când în adunare e har, harul acesta are o predică de învățătură. Și nu este ușor ca de fiecare dată când harul lui Dumnezeu se coboară în adunare, harul acesta să ne învețe lucruri de care trebuie să ascultăm. De aceea aș vrea să abordez acest subiect din perspectiva aceasta. Ce ne învață harul lui Dumnezeu? Da, chiar și harul să ne învețe, adică ne învață Scriptura, ne învață păstorul, chiar Duhul Sfânt ne învață, că El va învăța toate lucrurile, dar chiar și harul, chiar și acea atmosferă, chiar și acea cercetare, chiar și acest lucru are să ne învețe? Amin. Și harul Dumnezeu ne învață. Amin. Sau o altă perspectivă din care poate fi privit acest mesaj, harul lui Dumnezeu iartă păcatul, dar nu îl tolerează. Amin? Amin. Însă, înainte ca să privim câteva lucruri care ne învață harul lui Dumnezeu, ce ne învață harul lui Dumnezeu, aș vrea să privim în versetul 11 pe care l-am citit, care spune Biblia, ne arată Biblia câteva lucruri despre har. Având în vedere că vom privi în Scripturi ce ne învață harul lui Dumnezeu, mai întâi, în introducere, aș vrea să privim câteva aspecte despre har. Despre natura harului. Și un prim lucru pe care cuvântul lui Dumnezeu îl spune în versetul 11 despre har este următorul. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre apartenența și proveniența harului. Și vă invit să fiți atenți la versetul 11, primele patru cuvinte care spune așa. Căci harul cui? Dumnezeu. Căci harul lui Dumnezeu. Un prim lucru pe care aș vrea să-l observăm, să-l învățăm, să-l înțelegem, un prim aspect despre harul lui Dumnezeu este faptul că harul lui Dumnezeu provine din Dumnezeu și aparține lui Dumnezeu și pentru aceasta se spune lăudați-L pe Domnul. Aleluia, aleluia. Că vă spun ceva, că dacă harul lui Dumnezeu era în mâinile oamenilor, eu cred că am fost sărași decât să zgârciți. Dar Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, mi-e spune că unul dintre aspectele harului este aspectul provenienței și al apartenenței. Și anume că harul provine de la Dumnezeu și este al lui Dumnezeu. Amin. În ideea aceasta va trebui să înțelegem ceva. Unu, harul nu vine de la oameni. Amin? Amin. Harul poate să vină prin oameni. Nu de la oameni. De la Dumnezeu prin oameni. Și spuneam lucrul acesta cu ocazia alegerilor, slujitorilor, în motivația pentru rugăciune, că vrem ca Domnul să lase slujitori care să aibă har. Amin. Pentru că harul poate fi condiționat și de slujitori atunci când noi ce facem? Ne zmerim, nu? Amin. Domnul dă har celor smeriți. Însă aș vrea să înțelegem ceva. Harul nu vine de la oameni. Pentru că se întâmplă uneori să cădem în această ispită. Să cădem în această influență. Să cădem în această amăgire și înșelăciune că dacă e X, e har și dacă nu e X, nu e har. Și Biblia vine în seara aceasta și ne spune că harul lui Dumnezeu lăudați fie lui. Însă aș vrea să mai distrugem un mit. Și anume faptul că harul nu este condiționat de locație. Amin? Amin. Pentru că și în sensul acesta se întâmplă de multe ori să cădem poate într-o necredință, poate într-o îndoială, poate într-o suspiciune, poate într-o deznădejde, pentru că nu sunt la biserică, nu va fi har. Nu? Sau hai să vă spun altfel, tinerilor. Se întâmplă oare la tineret
Se întâmplă la cineva să zică, a, suntem la tineret. Harul-i duminica, harul-i acolo, harul-i în mijlocul poporului, dar mai departe cu tineret. La cor, poate într-o casă, și motivat de Duhul Sfânt merg mai departe și vreau să mai spun ceva. Unii, în familie, soț și soție, îi spun așa, suntem acasă, doar noi doi, doar familia, ne rugăm. Cum să fie har? Dar eu întreb, poate să fie acolo har? Amin. Lăudați să fie Domnul. Aleluia. Pentru că harul lui Dumnezeu nu vine de la oameni și nu este condiționat neapărat de locații. Este al Domnului și unde este prezent Domnul, Domnul de har, lăudați să fie Domnul. De aceea aș vrea să ne întărim în credință și să înțelegem că harul vine de la Dumnezeu. Mărire lui. Ori de câte ori ne adunăm în numele Domnului Iisus Hristos, să știm un lucru. Acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, El este acolo. Amin. Și chiar dacă nu ești la adunare, sau ești la tineret, sau ești la locul de muncă, sau ești pe drum, să nu te asculte acolo Domnul. Sau poate ești în familie și zici, aici n-are cum. Harul este al Domnului. Și Domnul îl dă oriunde El este prezent și oriunde El este chemat și să spunem, lăudați să fie Domnul. Gloria Lui. Un alt lucru pe care cuvântul lui Dumnezeu îl spune despre har este aspectul grațierii. Biblia spune așa, căci harul lui Dumnezeu care ce? Aduce mântuire. O, lăudați să fie Domnul. Mărirea Lui. Spune Biblia cuvântul lui Dumnezeu despre har, că harul aduce mântuire. Aspectul grațierii, aspectul iertării, harul lui Dumnezeu aduce mântuire. Dragii mei, harul Domnului, doar harul lui Dumnezeu aduce mântuire. Amin? Amin. Harul lui Dumnezeu aduce iertare. Amin? Asta înseamnă mântuire, iertare, eliberare, izbăvire de sub puterea întunericului. Biserica El Shaddai, credem noi că harul lui Dumnezeu poate să mai mântuiască pe cei dragi? Amin. Eu vă spun ceva. N-avem cum să nu credem în urma unui an cum? Bogat. Mărire. Bogat. Mărire Lui. Glorie Lui. După ce Domnul, dacă nu greșesc, s-a îndurat și a mântuit peste 40 de suflete. Care au încheiat legământ în apa botezului cu Domnul anul trecut. Întreb în seara aceasta în El Shaddai și spre slava și lauda lui Dumnezeu. Glorie Lui. Harul lui Dumnezeu mai mântuiește? Glorie Lui. Glorie Lui. Slăvit să fie Domnul. Și cuvântul Domnului merge mai departe. Și mai spune ceva, mai adaugă ceva despre harul care mântuiește. Și spune așa. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru cine? Pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. Și în sensul acesta există anumite învățături chiar false. În sensul acesta există chiar anumiți oameni care se confruntă cu problema aceasta și își pun această întrebare. Eu pot să fiu mântuit? Vorbește Doamne, aleluia. Sunt astfel de întrebări. Sunt astfel de lupte. Pentru că circulă anumite învățături și n-au cum să fie din Biblie potrivit textului pe care l-am citit. Circulă anumite învățături că dacă nu ești dintr-o anumită seminție, dacă nu ești dintr-un anumit neam, dacă părinții tăi nu sunt nu știu cum, nu știu dacă poți să ai parte sau șansă pentru mântuire. Însă nu am nevoie de argumente și versete prea sofisticate ca să argumentez că Dumnezeu șansa mântuirii o dă oricui. Amin? Amin. Pentru că Biblia spune clar un lucru.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Ca oricine crede, subliniez oricine, nu doar unii, nu doar alții, ca oricine crede, ce? Să nu piară și să aibă ce? Mântuire? Da, viață veșnică. Glorie lui. De aceea, dacă vrăjmașul a câștigat pe o minte, cu astfel de erezii sau de minciuni că nu pot fi mântuit, în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu spune că harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii, lăudați să fie lor. Și acest aspect al harului se numește aspectul imparțialității. Adică Domnul nu este imparțial. Domnul nu este parțial. Tu da, tu nu. Domnul este părtinitor. Tu da, tu nu. Harul este imparțial, lăudat să fie Domnul. Nu se uită la cum areți, nu se uită la cum vii, nu se uită de unde vii, din ce familie, din ce zonă, dacă părinții, dacă seminția, dacă Avram. Harul lui Dumnezeu s-a uitat la un lucru, la oameni. S-a uitat la omenire. S-a uitat la nevoia pe care o are omenirea de iertare. De aceea lăudat să fie Domnul, care aduce mântuire pentru toți oamenii și mai clar spus, care oferă șansa mântuirii tuturor, lăudat să fie Domnul. Și cuvântul merge mai departe și mai spune ceva despre Har. Aduce mântuire pentru toți oameni, a fost arătat. Avem de a face cu un Har al manifestării, al arătării. Și cu siguranță textul de față face aluzie în mod specific la jertfa Domnului Iisus Hristos și în direcția aceasta vreau să citesc versetul 14 care spune așa. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și cureți un norod care să fie a Lui. Și apoi, capitolul 3, versetul 4 spune așa. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcute de Duhul Sfânt. Amin. Amin. Harul lui Dumnezeu, unul dintre aspectele Harului Dumnezeu este aspectul manifestării, al arătării și între ele. Harul lui Dumnezeu a fost manifestat în biserică El Shaddai. Amin. O, de câte ori. Glorie Lui. Harul lui Dumnezeu, făcând aluzie specific la șerfa Domnului Iisus Hristos și la lucrarea de mântuire cu privire la oameni, întreb pentru biserică El Shaddai, nu sunt oare oamenii din locul acesta o dovadă a faptului că Harul lui Dumnezeu a fost arătat? Aleluia. Și aici oricine, fiecare fără excepție, trebuie să spun amin. Amin. Și ultimul lucru. Biblia aici spune căci Harul lui Dumnezeu a fost arătat. Și, repet, vorbește despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar eu întreb în seara aceasta, Harul lui Dumnezeu se mai arată? Amin. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Har? Vorbește Biblia despre aspectul înmulțirii Harului. Ce spune Petru în a doua epistolă, capitolul 1, versetul 2? Harul și pacea ce? Să vă fie înmulțite. Mărire Lui. În seara aceasta vorbim despre un Har care se înmulțește. Glorie Lui. Sau în seara aceasta vorbim despre un Har care vine dintr-o sursă sau resursă inepuizabilă, lăudat să fie Domnul. Mărire Lui. De aceea nu avem această frică și teamă că Harul lui Dumnezeu este epuizat. Nu! Vine dintr-o sursă care este Dumnezeu, dintr-o sursă inepuizabilă și Dumnezeu, ori de câte ori este nevoie de Har, ce face? Lasă Har lăudat să fie. Glorie Lui. Și în direcția aceasta, dacă mai este nevoie de iertare, Dumnezeu lasă Harul iertării. Amin, amin. Pentru că vă spun ceva. Și lucrurile acestea se întâmplă.
uneori, ca și om, ca și credincios, ajunge așa într-o disperare și atenție, în urma greșelilor. Pentru că este una să greșești, este una să păcătuiești cu voia și să trăiești în păcat, în mod voit și conștient. În urma greșelilor, poate des făcute, repetate, ajungem la o disperare și spunem, mă mai poate ierta Domnul? Și în seara asta, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, că harul lui Dumnezeu se înmulțește. Mărirea lui. Și de fiecare dată când este nevoie de iertare, în condiția sincerității, în condiția mărturisirii și în condiția în care omul își dorește, Domnul dă iertare și pentru lucrul acesta, cu toți împreună să spunem, lăudat să fie Domnul. Amin. Este frumos, nu? Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și se arată în continuare. Însă, vis-a-vis de acest cuvânt frumos, vis-a-vis de acest har care face lucruri frumoase și speciale, totuși acest har, vreau să vă spun ceva, este foarte drastic și categoric. Acest har despre care ați auzit că vine de la Domnul, că mântuiește, oferă șansa mântuirii tuturor oamenilor, a fost arătat la Golgota, se arată în continuare, se înmulțește, acest har are un mesaj de învățătură chiar dur, drastic și categoric. Și când vă întrebam în seara aceasta, vă place harul lui Dumnezeu? Și iubiți harul lui Dumnezeu? De acum trebuie să vă placă, să-L iubiți și ce ați spus să duceți până la sfârșit. Amin? Amin. Da, ne place harul Domnului, iubim harul Domnului și așa cum fratele George, dacă nu greșesc, spunea că nu ne place atunci când Domnul ne vorbește. Dar poate că fără să știm, am spus de la început, ne place și iubim și acum urmează o parte care... Să vedem dacă ne place. Să vedem dacă îl iubim și să vedem dacă mai spune amin în continuare, cum am spus și până acum. Biblia ne spune că ori de câte ori harul lui Dumnezeu se coboară în adunare, El ne învață ceva. Are o lecție și o predică și un mesaj de învățătură. De fiecare dată când El se prezintă și se manifestă, El ne învață ceva. Și un primul lucru care ne învață harul lui Dumnezeu este să ne răstignim firea pământească. Amin? Amin. Ia să vedem ce spune cuvântul Domnului în versetul 12. Harul care a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Un prim lucru care ne învață harul lui Dumnezeu este acesta. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. În alte cuvinte și în mod general spus, să ne răstignim firea pământească și îmi doresc și în direcția aceasta spun, Doamne, dă biruință! Amin. În alte ordine de idei, cum spuneam la început, harul lui Dumnezeu iartă păcatul, dar nu-l tolerează. Și aș vrea în seara aceasta să subliniez câteva lucruri. Pentru că trăim într-o vreme când creștinismul a ajuns să promoveze și să încurajeze ideea că harul lui Dumnezeu iartă păcatul și că harul lui Dumnezeu tolerează păcatul. Nu cred că este nevoie să fim convinși de acest lucru, pentru că este ușor să privim în jur și datorită a formelor, da?
datorită rețelelor, este ușor să privim pe ansamblu ce se întâmplă, cum spunea fratele păstor Ghiță Băine, în Biserica Universală. Și să observăm că oamenii au ajuns la concluzia că Harul lui Dumnezeu tolerează păcatul. Pe când Biblia spune clar în seara aceasta, pentru noi toți, că Harul lui Dumnezeu ne învață să rupem cu păcatul, nu să fie tolerat. Am de zile. Am avut de-a face și am avut de furc, așa cum spuneam, frate, i-am luat vorba, eu n-am avut-o niciodată, dar acum i-am luat vorba. Am avut de furcă cu astfel de învățături, cu astfel de predici, cu astfel de mentalități și vă spun ceva. Biserica este chemată să prevină influențele și curentele străine. Amin? Amin. Pentru că vă spun ceva. Datorită vremurilor pe care le trăim, este posibil prin Harul lui Dumnezeu, și pot să afirm lucrul acesta fără niciun scop, în mod realistic și spre slava lui Dumnezeu, că avem o conducere și o biserică sănătoasă, slăvit să fie Domnul. Amin. Însă vreau să spun ceva. Datorită vremurilor în care trăim, datorită faptului că suntem la un clic distanță de a accesa orice fel de învățătură, se poate. Și într-o biserică specific, subliniez, conservatoare, pentru că așa eu s-o cutesc, că Biblia ne cheamă să fim oameni conservatori. Amin. Nici legaliști, care este o extremă, nici libertiniști, care este o altă extremă, și nu mai spun de carismatici. Dar Biblia ne cheamă și ne învață să fim niște oameni conservatori. Și există acest risc chiar într-o biserică conservatoare, datorită faptului că suntem distanță de un clic, să accesăm anumite învățături, să pătrundă în mintea unora și a altora care poate ascultă într-un fel sau altul, pe unul sau pe altul, și să ajungă să creadă că Harul lui Dumnezeu tolerează păcatul și în felul ăsta să fim înșelați, amăgiți și să ajungem unde? Iad. Dacă spune la bun în fundul iadului, e o greșeală? Să ajungem foarte clar și foarte direct în fundul iadului. Asta se întâmplă. Trăim o vreme în care adevărul curat și drept și biblic și autentic este foarte puțin predicat. Oamenii care astăzi sunt considerați slujitori al lui Dumnezeu, sunt considerați slujitori al lui Dumnezeu pe baza unui criteriu de vizualizări și de like-uri. De ce vă spun lucrul ăsta? Ca slujitor mă doare când trebuie să am o ieșire contrazice cu oameni care încep să asculte tot felul de învățături străine. Se ridică unul, își face un canal de YouTube și pentru că nu știi cum să capeze atenția oamenilor și a omenirii, începe să vorbească lucruri noi, noutăți, că oamenii s-au plictisit de Biblia care e aceeași și nu se schimbă. Că oamenii nu mai vor să audă pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Oamenii vor să audă interpretări noi, argumente noi. Și vei oamenii ăștia și aduc interpretări din tot felul de cărți necanonizate. Eu știu un lucru, că avem un canon, avem niște cărți care au fost canonizate și pe baza acestui canon care este autentic și al lui Dumnezeu vor fi judecați. Și aud oameni care îi spun interpretare istorică, interpretarea culturală, interpretarea ceremonială. Aceste interpretări, atât timp cât nu se potrivesc cu învățătura biblică, cad din start. Amin. Dragii mei,
Harul lui Dumnezeu îi învață să o rupe cu bătrânătatea. Amin. Și cum spuneam, oamenii aceștia ajung la un mare număr de vizualizări. Și vreau să spun ceva, nu doar oamenii aceștia, slăviți să fie Domnul, că și oamenii lui Dumnezeu. Însă nu acesta este singurul criteriu pe care îl poți să-l folosești pentru a spune despre cineva că este omul lui Dumnezeu. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păcatul. Amin. Amin? Amin. Așa spuneam că iubim harul și că ne place harul. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păcătatea și cu poftele lumești. Între noi și păcat trebuie să fie o distanță, trebuie să fie o ruptură. Să rupem cu poftele lumești. Omul care are parte de harul lui Dumnezeu, care are parte de șerfa Domnului Iisus Hristos, este un om care nu mai trăiește după poftele firii. Amin. Și trăiește după ce? Amin. După îndemnurile Duhului. Amin. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta face o invitație pentru toți credincioșii din biserică El Shaddai să nu mai trăiască după poftele lumii și să trăiască după îndemnurile Duhului. Amin. Asta invitație o face cuvântul lui Dumnezeu. Să trăim după îndemnurile Duhului. Amin. Să trăim după demnurile Duhului Sfânt. Amin. Nu după poftele lumești. Nu după păgânătate, nu după lumea aceasta. Între noi și păcat trebuie să fie o ruptură. Să o rupeți cu păgânătatea. Amin. Să o rupeți cu păcatul. Însă vreau să vă spun ceva. Mulți oameni am întâlnit care i-au acceptat în viața lor pe Iisus Hristos ca izbăvitor. Atenție! Este un lucru bun să-L accepți ca izbăvitor, dar nu este suficient. Mulți își doresc un Iisus care să-i izbăvească, dar care să nu domnească în viața lor. Și sunt mulți care vor, da, izbăvește. Dar scapă-mă! Dezleagă-mă! Scoate-mă de acolo! Și când Dumnezeu scoate de acolo și ridică Hristos ca să-L țină acolo, vrea să și domnească viața lui. Și puțin oamenii astăzi îl acceptă pe Iisus ca Domn în viața lor. Întreb în seara aceasta, îl vedeți pe Iisus în viețile voastre numai ca izbăvitor sau și ca Domn? Amin. Dragii mei, îi doresc ca Domnul să dea biruință. Amin. Amin. Merg mai departe, pentru că timpul expiră și vreau să mai spun ceva, câteva lucruri pe fugă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în urmă ce harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, ne învață și ne cheamă să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Aleluia, glorie lui! Oamenii lui Dumnezeu, pocăiții sau sfinții, cum spunea fratele, oameni buni, Biblia ne cheamă să fim sfinți. Amin. Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în sfințenie, ne învață să o rupem cu păgânătatea și ne învață să trăim în sfințenie, cercetându-ne, că doar așa spunea Duhul Sfânt, poporule, cercetează-te! Întreb, câți ne-am cercetat? Nu dacă suntem pocăiți. Că așa spunea fratele și are dreptate. Și spunea Duhul Sfânt prin fratele. Să nu spună cineva că sunt greșit. Așa spunea Duhul Sfânt prin fratele. Am coborât standardul pocăinței. Și mulți dintre noi poate nu avem nicio treabă cu Dumnezeu. Să ascundem la timp cu păcate grele. Și ne socotim, ne considerăm și ne etichetăm pocăiți. Dar vreau să vă spun ceva. Pocăiții și sfinții tot acolo trebuie să fie. Și dacă ne-am obișnuit cu cuvântul ăsta, în seara asta va trebui să ne cercetăm pe baza altui cuvânt. Poate pocăința și-a pierdut însemnătatea. Te întreb. Poți să spui, poți să spui despre tine că ești un om nou, tu, prin puterile tale,
Nu tu, că e slujitor. Prin harul lui Dumnezeu, într-un mod realistic, că ești un om sfânt. Vorbește, Doamne, aleluia. Oameni buni! Ce credem? Am fost cumva înșelați să credem că oricum vom intra în împărăția cerurilor? Am fost cumva înșelați că Dumnezeu prin harul lui tolerează păcatul? Că dacă noi nu ne lăsăm de minciună, avem impresia că Dumnezeu tolerează minciuna și că poți intra cu minciuna în părăția cerurilor. Păi un om care știe că cu minciuna nu intră în cer, se lasă de minciuna, nu? Amin. Ce-am făcut, ce spuneam, nu de mult, am coborât standardul pocăinței. Pentru că fratele păstor spunea așa, că Biblia asta nu se mai citește. Oamenii nu ne cunosc. Și când nu citește regulat Biblia, și până nu observ din cuvântul lui Dumnezeu cu un lucru, așa cum spunea fratele, un lucru tânărul, câte le făcea, nu? Eu vă spun ceva, nu știu câți de aici, dacă ar fi făcut ce făcea tânărul, vedeam că avem toate șansele. Și cum spunea fratele, așteptam ca să ne aprecieze Iisus Hristos, dar un lucru îi lipsea. Și ce ne cere Biblia? Să-i dăm ce? Inima noastră. Inima? Cât din ea? Toată. Toată. Câți din locul acesta și-au dorit toată inima Domnului? Vorbește, Doamne, aleluia. Mă uit în cuvântul acesta și observ că Pavel vorbește cu ei. Vorbește unor oameni de afară despre astfel de lucruri. Vorbește cu copilul lui Tit. Copilul lui. Oare acceptăm noi care suntem pocăiți de nu știu cât timp ca Domnul să ne vorbească lucrul ăsta în seara asta? Amin, vorbește, Doamne. Doamne, ajută. Amin. Oameni buni, legat de ce se întâmplă astăzi la ora actuală, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul nu tolerează păcatul. Că Domnul iartă, dar nu tolerează. Trăim vremuri în care se ridică așa cum spune Biblia. Nu că vreau eu să acolo. După cum spune Biblia, se ridică mincinoși, ce? Proroși. Dar numai proroci, frații mei. Și învățători. Nu știu de ce toată lumea are treabă cu prorocii și gata. Când există atâția învățători cu farși. Dar numai învățători? Nimeni n-are treabă cu pereții, nu? Din zilele noastre. Care atunci când cântă toată lumea happy. Eu știu că da, cântarea aduce bucurie. Dar eu mai știu un lucru. Dacă atunci când Domnul se prezintă și aleluia, cu boală natural, aleluia, știu un lucru bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Și Iov, care era un om și sper să nu greșesc prin asta, care nu le putem compara, sau cel puțin vorbesc în dreptul meu, spune Iov așa, când s-a coborât harul Domnului, ne scârbă de mine. Dar Isaia, oameni buni, ce spunea? Vorbește, Doamne, aleluia. Și cum se face că astăzi oamenii nu se mai plâng păcatul, nu se mai prăbușesc. Aia sunt adevărați slujitori al lui Dumnezeu, însoțiți de harul lui Dumnezeu, care în urma predicilor lor, oamenii și bisericile întregi, nu mai spun cum spun astăzi, suntem bine! Și oamenii care se întâlnesc cu Hristos și care sunt atinși de harul și de aleluia, glorie lui! Spun, vai de mine! Spun, vai de mine, păcătosul! Și cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe și spune așa, căci harul lui Dumnezeu ne învață să rupem cu băgânătatea, ne învață să trăim în sfințenie și spune că ne învață să așteptăm fericita noastră nădejde. Mărire lui! Cuvântul Domnului spune așa, așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Glorie lui! Harul când se arată între noi și se coboară în adunare, nu ne învață să așteptăm când se încheie ceasul și slujba să plecăm. Că dacă asta se întâmplă, e o problemă, ăla nu-i harul lui Dumnezeu. Harul Domnului
Ne învață să așteptăm fericita noastră. Aleluia! Nu ne învață să terminăm jocul neapărat sau anul ăsta să ne terminăm casa. Și Harul lui Dumnezeu ne învață să așteptăm fericita noastră nădejde pe când dincolo de orice părinte omenesc. Ne învață să așteptăm slava Marului nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Asta ne învață Harul. Nu să așteptăm alte lucruri, că așteptările sunt multe și mari, dar mă întreb. Din toate așteptările din biserică El Shaddai, câte? Se încadrează în așteptarea asta. Când acolo vine Domnul. Și îmi pun o întrebare. Pot fi răpiți oameni care așteaptă orice numai nu pe Domnul? E nevoie de o trezire. Aleluia! Oameni buni, în secolul și în vremea și în mileniu în care trăim, este nevoie de o trezire! Aleluia! Și cuvântul Domnului mi-a spune ceva și vreau să închei. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Al lui Dumnezeu ne mai învață ceva. Ne învață ai cui suntem și cine suntem. Noi suntem mireasa Domnului. Gloria Lui. Noi suntem popor sfânt. Aleluia. Ne învață a cui suntem. Ne învață apartenența. Suntem ai Domnului. Gloria Lui. Suntem un popor răscumpărat și curățat de orice fără de lege. Suntem un popor plin de râvnă și de fapte bune. Așa-i? Amin. Doamne. Harul lui Dumnezeu ne învață cine suntem sau cine ar trebui să fim și anume un popor plin de râvnă și de fapte bune. Amin. Se spunea aici că în biserica primară această biserică se asemăna cu acest popor mântuit. Un popor plin de râvnă și de fapte bune. Amin. Dragii mei, îmi doresc să închei și doresc ca Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Mă rog ca Duhul Sfânt să lucreze în inimile noastre. Amin. Și mă mai rog un lucru. Duhul Sfânt spunea așa, că unele rase mergeau înspre oameni, înspre popor și rămâneau acolo. Și Domnul lucra. Dar Domnul Sfânt mai spunea ceva, că altele se întorceau înapoi. Doresc ca Domnul să ne dea biruință. Amin. Doresc ca Domnul prin Duhul Sfânt să ne cerceteze. Amin. Dragii mei, Harul lui Dumnezeu iartă păcatul, dar nu-l tolerează și nu-l încurajează. Harul lui Dumnezeu ne învață să rupe cu păgânătatea, cu poftele lumești. Ne învață să așteptăm fericita noastră nădejde și arătare, vădea slavei Marei nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Și ne învață că noi suntem un norod răscumpărat, curățit al Domnului, un popor plin de râvnă și de fapte bune. Glorie Lui. Și doresc ca Domnul să ne ajute în direcția aceasta. Amin. Procesul acesta este un proces în care Domnul ne pregătește de aici. Și seara aceasta face parte din procesul Domnului de a-și răscumpăra și de a-și curăți un popor. Aleluia. Și de a-și pregăti mireasa. Aleluia. Doresc ca Domnul seara aceasta să te binecuvinteze. Amin. Doresc ca Domnul seara aceasta să ne dea biruință. Amin. Și dragii mei, aș vrea să înțelegem un lucru, căci Domnul vine. Amin. Să ne ridicăm privirile de la lucrurile care ne înconjoară, să ne uităm în sus și să putem spune, Doamne, Te așteptăm. Amin. 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 Domnul să ne binecuvânteze.